Bună, fecioară, și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine ce mesaj avem din partea oracolului Moonology. Această carte s-a diferențiat între celelalte. S-a distins așa. New Moon Eclipse. Și noi avem eclipsă. Măi, ce sincronicitate, nu? Așteaptă-te la o schimbare puternică. Și nu uita că lucrurile sunt menite să fie spre binele tău cel mai înalt, indiferent de ce s-ar întâmpla. Lună nouă în fecioară, energia ta. Este o perioadă în care mai degrabă tu trebuie să oferi decât să primești, să iei, să dai decât să iei mai mult. Ok. Foarte interesant cum iese cărțile. Sau ies cărțile. Hai să văd acum și energia lor. Vreau să văd din tarot ce mesaje primim pentru tine. Pentru fecioară. Poți să ai de a face cu o balanță. Uite, au ieșit mai multe cărți. Comunicarea autentică cu această persoană sau cu... Pentru unii dintre voi cu sistemul de justiție, în niciun caz lucrurile acestea nu trebuie să vă sperie, pentru că am mai întâlnit în comentarii faptul că, nu știu, cred că justiția a speriat sau nu știu ce card, și tocmai că justiția e o energie, da, neutrală, dar e o energie bună, în care balanța se echilibrează. Pentru fecioară, mesaje importante pentru tine și care să te ajute cu să te aliniezi cu linia cea mai înaltă de destin potrivită ție. 4 de spade avem la baza pachetului, dar am să vreau să așez mai întâi cărțile. Măi, dar ce se întâmplă aici la tine? Tu aștepți schimbarea. Regina și regele de bâte. Cavalerul de bâte în exterior. Poți să ai de-a face cu un semn de foc. Pajul de bâte, un alt semn de foc. Și Marea Preoteasă este în rezultatul posibil pe final de perioadă. Ok. Ia aici ceva ce te stresează pe tine și pentru care tu aștepți schimbarea, aștepți ca lucrurile să se întoarcă, roata să se învârtă și lucrurile să se schimbe aici. E ceva care, da, te stresează, îți dă nopți nedormite și griji și temeri. Ce este cu acest 5 de spade? Această situație conflictuală sau decepție din partea unui anumit om. Am să te las și pe tine să observe acest card. De ce acest 5 de spade? 9 de spade. Și 8 de cupe. Cineva s-a detașat. Cineva a întors spatele. Și tu nu... Nu mai știi care este soluția potrivită. Te simți... Uite ce energie avem aici. Nu mai știi care este soluția potrivită în această situație. Din nou justiția, văd. Deci poate fi vorba despre un contract sau chiar despre o balanță din viața ta. E o situație foarte stresantă pentru tine și poți să nu arăți lucrul acesta atât de mult în exterior,
Dar blocajul este tocmai în mintea ta, în gândurile tale, cumva tu să ai grijă la tiparele tale mentale și să vezi ce se ascunde în spatele lor, de ce gândești tu astfel. Pentru că, cred că n-am vorbit iarăși despre energia de la baza pachetului, această vindecare, dar e important, așa cum spuneam, să îți verifici tiparele tale mentale și atunci când vezi că ești blocat într-un tipar mental care îți este de-a dreptul potrivnic, îți aduce nesiguranță, îți aduce stres și ești blocat în acel tipar mental, ieși de acolo, fă ceva, nu știu, mergi, plimbă-te, ieși în natură, mergi la not, fă sport, mișcare, dans, mergi și vorbești cu cineva, caută ajutorul, pentru că starea ta naturală este bucuria și iubirea, dragul meu. Și în niciun caz a rămâne blocat în această grijă, temere, nu este starea ta naturală. De ce 9 de spade? Cavalerul de monede, poate lucrurile se mișcă încet, prea încet pentru tine. Și cavalerul de monede este energia ta, energie de fecioară. Parcă nu vezi luminița aceea de la capătul tunelului, dar vezi tu, lucrurile stau să se schimbe în viața ta, pentru că tu ai roata norocului în energia din subconștientul tău. Roata norocului mai poate veni și cu haos, în sensul că lucrurile se modifică, roata se învârte și... Dar roata aceasta a norocului, să știi că mă duce cu gândul și la tiparele tale mentale. Lucrează cu tine. Uite, am să încerc să postez câteva exerciții dintr-o carte pe care eu mi-am procurat-o recent și pe care o găsesc extraordinar de bună. Înțelegeți umbra, nu mai știu autoarea, cum o cheamă, dar e un jurnal de la editura Litera. De ce roata norocului în subconștientul tău? 4 de bâte. Anumite modificări, poate acasă, poate cu acest împărat, tu poate încerci să deții controlul și să arăți că lucrurile nu se schimbă, că de fapt totul este bine, fățiș, da? În exterior, dar în interiorul tău văd aceste temeri. Regina de bâte este în energia pe care tu o lași în trecut. De ce regina de bâte? Moartea. E o energie pe care o lași în trecut. Moartea, ceva ce ți-a adus decepție. Poate fi un semn de foc, leu, berbec, săgetător sau un scorpion, rac, pești, pentru că avem aceste două cărți, aceste trei cărți care mă duc cu gândul la semnele de foc și semnele de apă. Dar ceva s-a încheiat, dacă este vorba despre această persoană, ceva s-a încheiat cu această persoană sau tu lași în urmă această energie a reginei de bâte, pur și simplu nu mai intri în această energie. Iarăși, semnul leului sau sezonul leului poate fi important pentru tine. Regina de spade este în gândurile tale. Regina de spade are claritate, este o energie feminină independentă. De ce regina de spade? Ce vrea să spună? Împărăteasa. Și puterea. Ești puternică, puternic, puternică. Împărăteasa mai poate fi energia feminină care poate reprezenta o mamă, o soție, un taur, o balanță.
O energie feminină care dă naștere, crește, ajută la creștere, creativă, frumoasă. Îți dai seama de valoarea ta și nu mai lași pe nimeni să îți încalce granițele. În viitorul apropiat văd acest 3 de cupe. 3 de cupe vine cu întâlnire, cu prieteni, sărbătoare, bucurie, vorbe și vorbit cu cei dragi. De ce 3 de cupe? Luna și 9 de bâte. Sunt oameni care îți poartă grijă, așa, dacă pot să-i numesc așa și pot să numesc această situație. Să știi că vorbe, atunci când am spus vorbe, m-am gândit și la ceva mai puțin pozitiv și uite că a venit și această carte Luna, care vorbește despre decepție, cumva ceva ce pe tine te poate supăra, ceva ce pe tine te poate întrista, extenua. Simți că nu mai poți în această situație, deși tu încă mai... Uite și... Da, simți că nu mai poți în această situație, deși tu încă mai ai umful acela necesar pentru a lupta. Vorbe, 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 bârfă, iarăși. Persoane din jur care nu îți au cel mai bun interes. Totuși, în starea ta emoțională sau chiar în sfatul pentru tine avem acest rege de bâte. Regele de bâte este un luptător. Regele de bâte nu renunță. De ce acest rege de bâte? Poate fi un semn de foc, dar e în sfatul pentru tine și e posibil să trebuiască să alegi această persoană, să lupți pentru această persoană și uite, văd justiția. Am zis că mă uit și aici. 4 de spade. Justiția poate vorbi despre un contract pe care tu îl ai cu această persoană și vezi tu, avem și 4 de spade și aici. Poate o pauză între tine și această persoană să aibă loc. Totuși, tu având acest card, regele de bâte, în sfatul pentru tine și această carte justiția, cu siguranță tu ești îndemnat să nu renunți. Cavalerul de bâte este în energia care vine din exterior. De ce cavalerul de bâte? Cavalerul de spade. Poate fi un semn de foc sau aer relevant pentru tine, iarăși, din exterior. Cineva care se luptă cu această ofertă. O energie mai imatură, așa. Pentru că nu este niciun rege, avem cavaleri aici, cavalerii vorbesc despre acțiuni, despre comunicare și acești doi cavaleri sunt foarte spontani, foarte rapizi în acțiune, o persoană care acționează foarte rapid. Tu speri totuși la această oportunitate de a comunica, pentru că ai pajul de bâte. Și uite să îl vezi mai bine. Pajul de bâte este optimist. Își păstrează optimismul și nu renunță. De ce pajul de bâte? În speranța ta, cavalerul de monede. Da, tu... Speri în această situație că îți vei păstra consecvența, optimismul, entuziasmul, că vei depune efort în continuare. La asta te gândești.
Și e posibil aici, pentru că am văzut patru de spade, să fie o pauză aici între tine și această persoană. Ceva care s-a schimbat în dinamica voastră și da. Dar nu uita că tu ai toate instrumentele de a rezolva această situație sunt la tine. Marea preoteasă este în rezultatul posibil obținut. De ce Marea preoteasă? Foarte multe cărți au căzut și nu am să le primesc. Marea preoteasă poate vorbi despre o persoană care face ceea și ceea ce fac eu. Este o persoană foarte intuitivă, o persoană care știe să citească energia conectată, dar mai retrasă, mai solitară. De ce Marea preoteasă aici? 6 de monede și 8 de monede. Te vei decide să muncești foarte mult. 8 de monede, 9 de monede, foarte frumos. Să îți câștigi independența. Da, vei decide acest lucru. Pentru că văd și îndrăgostiții care poate să vorbească despre o decizie. Vei decide să te retragi ușor într-un cont de umbră, pentru că aici văd multă acțiune cu acești cavaleri care au ieșit în energia din exteriorul tău. Și acest rege de bâte, te vei retrage așa într-un cont de umbră, dar nu să stai degeaba, în niciun caz, nici nu îți este caracteristic ție. Te vei preocupa mai mult de finanțele tale, cred. Da. Hai să văd un mesaj de aici, din acest oracol pe dragoste. Ce mesaj avem pentru fecioară? Te rog, spirit, un mesaj pentru angajament. Angajament. Commitment is an important factor to achieve a successful relationship. Inelul. Angajamentul este un factor important pentru a obține o relație de succes și rekindle. Every relationship has magical moments that can be rekindled. Fiecare relație are momente magice care pot fi rememorate cumva și care vă ajută să vă să vă reuniți, să vă bucurați unul cu celălalt. Divine soul counterpart attraction transcends superficiality. O persoană care sau o atracție cu această persoană care întrece superficialitatea, o persoană, da, posibil ai întâlnit acea persoană, a ta, persoana ta. Și posibil să fie un semn de foc, de asemenea, și semnele de foc sunt leu, berbec, săgetător, sau poate fi o persoană față de care te simți foarte atrasă. Hai să văd din vise ce vis avem pentru tine. Uite, acest card vrea să iasă. Car, mașina. Ok. Vom traduce selectiv. La baza pachetului avem copacii. Poți să fi visat în ultimul timp mașina sau un mijloc de transport. Mașinile odată au promis aventură și determinare de sine. Acum, șoferii mai degrabă pot să experimenteze acel sentiment de a fi blocați în trafic sau alte scenarii stresante.
pe măsură, mai ales pe măsură ce de-a lungul timpului mașinile au avut un efect nefast asupra mediului înconjurător. Fii deschis la aprecieri personale și colective. Pe măsură ce te uiți la mașina ta de vis, urmărește modelul, culoarea, schimbul, mărimea acestei mașini. Cum reflectă relația ta cu corpul tău, care este până la urmă vehiculul tău original de transport. Se poate ca această atenție să poate ca această atenție acordată mașinii să vorbească, să se reflecte și asupra ecosistemului, cumva relației tale cu ecosistemul. Poate ar trebui să pui piciorul pe frână dacă ai tras prea mult de tine sau pe accelerație pentru a-ți obține dorințele. Ești pe tărâmul bun sau ești blocat? Ești un pasager, un simplu pasager, atunci când ar trebui să preiei volanul? Sau tu ești cel care conduce cu abilitate prin toate circumstanțele vieții? Dacă în zilele de astăzi te găsești la volanul unei mașini, întreabă-te cum mașina ta de vis poate să te ajute. După aceea, mergi în direcția ta dorită. Da, și văd mașinile aici. Interesant, cumva te afli într-o perioadă de schimbare și asta am văzut, în care tu singur trebuie să decizi direcția în care te vei îndrepta și se pare că pe final de perioadă tu te vei îndrepta mai mult pe, te vei concentra mai mult pe ceea ce înseamnă munca ta, pentru a-ți câștiga și sau recâștiga independența și mai puțin pe dragoste, deși până atunci, până cam în perioada lunii pline, până atunci văd o perioadă de intensitate, de atracție între tine și această persoană, care poate fi un semn de foc, dar nu neapărat. Ok, draga mea fecioară, dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, să-mi lași un comentariu și o apreciere. Pentru citiri personale găsești detalii în descrierea videoclipului. Eu îți mulțumesc și te îmbrățișez cu recunoștință și iubire și ne vedem curând. Te pup! Pa, pa!